Bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Credincioasa Rut. Textul de memorat îl găsim în Rut, capitolul 1 cu versetul 16. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Îți amintești unde s-a născut Isus? În Betleem. Povestea de astăzi este despre o familie care locuia în Betleem cu mult timp înainte de nașterea lui Isus. Câți membri avea familia și care era numele fiecăruia? Haideți să ascultăm Rut, capitolul 1, cu versetele 1 și 2. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele acelui om era Elimelec, numele nevestelui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. În timp ce locuiau în Betleem, a fost o foamete în Israel. Aceasta însemna că nu era suficientă hrană. De ce? Deoarece nu era suficientă ploaie care să facă să crească recolta. De ce nu era ploaie? Deoarece Dumnezeu nu putea binecuvânta poporul așa cum ar fi dorit să o facă. De ce nu îi putea binecuvânta? Deoarece aleseseră să imite obiceiurile canaaniților nelegiuiți în loc de a alege să-l lase să-i ajute să păzească cele 10 porunci. Elimelec și Naomi au auzit că era suficientă hrană în țara Moab, care era la aproape 120 de kilometri depărtare. Îți amintești că moabiții făceau parte din familia lui Lot, nepotul lui Avram? Ei se închinau la idoli, dar nu erau întotdeauna vrăjmași, așa cum erau unele dintre celelalte popoare. Moise îi avertizase pe israeliți să nu lupte împotriva lor. Acum, micuța familie din Betleem s-a decis să meargă să locuiască în Moab până la încetarea foametei. Ce s-a întâmplat după mutarea în Moab a lui Elimelec și a familiei lui? Haideți să continuăm cu versetul 3 și 4. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut și a locuit acolo aproape 10 ani. Apoi au avut loc și alte evenimente triste. Cine rămăsese din toată familia care venise în Moab? Mahlon și Chilion au murit amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii a ei și fără bărbat. Naomi și cele două nurori erau singure. Ce vor face? Gândește-te! Mulți oameni cred că Dumnezeu îi pedepsește atunci când moare cineva drag. Și Naomi era ispitită să creadă la fel. Dar este adevărat? Nu. Aceasta este ceea ce Satana vrea ca noi să credem. Trecuseră 10 ani de la mutarea lui Elimelec în Moab. Fuseseră 4 la mutarea lor acolo. Acum rămăsese doar Naomi. Naomi era o soacră bună și iubitoare și era recunoscătoare pentru faptul că Rut și Orpa, soțiile fiilor ei, rămăseseră alături de ea. Dar în timp ce se gândea la casa ei din Betleem și la pământul pe care familia ei îl avea acolo, ce a decis să facă? Continuăm cu versetele 6 și 7. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia însoțită de cele două nurori ale ei și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi și nurorile ei se iubeau una pe alta și doreau să rămână împreună, dar Naomi simțea că Rut și Orpa ar trebui să se întoarcă în țara lor. Poate se recăsătoreau și puteau să aibă cămine fericite, dar când a vorbit cu ele despre asta, ce au făcut fetele? Versetele 8 și 9. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Și el a sărutat ele
au ridicat glasul și au plâns. Naomi a continuat să le explice motivul pentru care ar fi bine ca fetele să se întoarcă la poporul lor, dar tot nu doreau să plece de lângă ea. Ce s-a întâmplat în cele din urmă? Orpa a ales să se întoarcă în Moab și să fie cu oamenii alături de care crescuse. Dar Ruth aflase despre adevăratul Dumnezeu. Acum alegea să fie credincioasă lui și lui Naomi pentru tot restul vieții. Ceea ce i-a spus lui Naomi sunt unele dintre cele mai frumoase cuvinte din Biblie. Haideți să ascultăm versetul 17. Ruth a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Ce femeie iubitoare și loială Ruth! Atunci când a înțeles că Ruth nu va pleca, Naomi nu a mai deschis subiectul. Gândește-te, care femeie a luat cea mai bună decizie? Deși Ruth o iubea pe Naomi, va fi ușor să locuiască într-o țară unde cunoștea doar o persoană? Iubirea și ascultarea de Dumnezeu o vor ajuta? Ajută ele de fiecare dată? Probabil că a durat câteva zile ca Ruth și Naomi să călătorească din Moab în Israel. Când au ajuns acolo, vestea s-a răspândit repede. Prietenele lui Naomi erau entuziasmate și fericite să o revadă. Când Naomi a prezentat-o pe nora ei și a spus că acesta va fi locul ei, probabil că oamenii au crezut că Ruth este o persoană foarte bună. Dar ce a spus Naomi gândindu-se cât de diferit va fi să trăiască acum în Betleem în comparație cu ce fusese în urmă cu 10 ani? Haideți să ascultăm versetele 20 și 21. Ea le-a zis, nu mai ziceți Naomi, adică plăcută. Ziceți-mi Mara, amărăciune, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Numele Naomi înseamnă plăcută. Mara înseamnă amărăciune. Era greu pentru Naomi să creadă că nu este pedepsită de Dumnezeu. Foamea se terminase și hrana creștea iar pe câmp. Ce culegeau oamenii la sosirea lui Naomi și Ruth în Betleem? Era segeratul orzului. Ruth nu era leneșă. Ce a cerut lui Naomi să o lase să facă? Ruth, moabita, a zis către Naomi, lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul acelui înaintea căruia voi căpăta trecere. Ea i-a răspuns, du-te, fiica mea. Cu mult timp în urmă, Dumnezeu dăduse o lege, că atunci când oamenii culegeau câmpurile de cereale, să-i lase pe săraci să adune ceea ce rămăsese în urmă. Atunci când Boaz a mers să le vorbească lucrătorilor lui, a observat-o pe Ruth în ogor și a vorbit cu ea. Boaz auzise deja despre Ruth și pentru că Naomi era rudă cu el, era interesat să o cunoască pe Ruth. Ruth a muncit toată ziua și a mers în acea seară acasă cu o efă de ors. Abia aștepta să-i spună lui Naomi ce se întâmplase. Când a terminat de povestit, probabil că ochii lui Naomi erau plini de lacrimi. Gândește-te, crezi că Naomi se mai întreba dacă Dumnezeu o iubește? Să nu mai niciodată îndoieli cu privire la dragostea lui Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă. Pe toată perioada secerișului, Ruth a muncit din greu. Ea și Naomi nu mai trebuiau să-și facă griji cu privire la hrană. Dar Naomi se mai gândea și la altceva decât la mâncare. Se gândea la Boaz și la faptul că era un bărbat bun. Fusese foarte bun cu Ruth și era înrudit cu soțul lui Naomi. În timp ce se întreba ce se va întâmpla cu Ruth după moartea ei, Naomi și-a amintit de o lege dată de Dumnezeu. Spunea că atunci când un bărbat murea fără să aibă fii, un bărbat din familia lui se putea căsători cu văduva lui.
În acest fel, pământul bărbatului decedat ar fi rămas în familie și nu ar fi trebuit să depindă de alții ca să aibă grijă de ei. De asemenea, pământul rămânea în seminția de care aparținea bărbatului decedat. Naomi se gândea la aceste lucruri, a făcut un plan și a vorbit cu Ruth despre aceasta. Care era planul? Credeți că a fost Ruth de acord? Haideți să ascultăm Ruth, capitolul 3, cu versetele 1 la 5. Soacră-sa Naomi a zis: fica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Și acum Boaz, cu ale cărui slujnice ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzurile în arie. Spală-te și unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale și coboară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui până va isprăvi de mâncat și de băut. Și când se va duce să se culce, înseamnă locul unde se culcă, apoi du-te, descoperă-i picioarele și culcă-te. Și el însuși îți va spune ce să faci. Ea a răspuns: voi face tot ce ai spus. Planul lui Naomi poate pare ciudat pentru noi, dar așa erau obiceiurile în acele vremuri. Boaz ar fi înțeles că Ruth îi spune că dacă dorește ca pământul să rămână în familie, ea era dispusă să se căsătorească cu el. Altfel, numele familiei ar fi fost pierdut, deoarece Naomi nu avea nepoți și pământul avea să aparțină altora. Gândește-te, a ajuta pe cineva să păstreze ceva sau să primească înapoi ceea ce ar fi pierdut fără ajutor, să numea a răscumpăra? Va vrea Boaz să facă asta pentru Ruth și Naomi? Haideți să vedem! Ruth avea încredere în Naomi și a făcut ceea ce Naomi i-a spus să facă. A făcut baie, s-a îmbrăcat cu cele mai bune haine și a mers în area unde Boaz trăiera orzul de pleavă. Boaz a cinat și s-a culcat în acea seară acolo în arie. Ruth a sosit fără să fie văzută de Boaz și a observat unde se va culca. Ce a făcut atunci când s-a asigurat că Boaz doarme? Boaz a mâncat și a băut și inima era veselă. S-a dus și s-a culcat la marginea unui stoc. Ruth a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele și s-a culcat. Probabil că Boaz dormea profund după ziua de muncă, dar în timpul nopții a simțit că este cineva lângă picioarele lui. Boaz înțelesese ceea ce Ruth dorea să-i transmită și era sigur că Naomi îi spusese ce să facă. A avut nevoie de mai mult timp înainte de a răspunde? Haideți să ascultăm versetele 10 și 11. Fii binecuvântată de Domnul, fiică! Această faptă, de pe urmă, mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri săraci sau bogați. Acum, fiică, nu te teme, îți vei face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Poate că Boaz se gândise deja să se căsătorească cu Ruth, dar știa că mai este o rudă mai apropiată de Naomi decât era el și acea rudă trebuia să aibă întâietate. Înainte de zori, Boaz a trimis-o pe Ruth acasă cu un dat de cereale pentru Naomi. Bineînțeles că Naomi era nerăbdătoare să află ce se întâmplase. Ce a spus după cele povestite de Ruth? Versetul 18. Fii liniștită, fiica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi. Gândește-te, Naomi era ca o mamă pentru Ruth, deși Ruth era adultă. A ascultat și s-a încrezut în ceea ce Naomi i-a spus să facă. Ce poruncă păzea ea! Avea Naomi dreptate cu privire la ce va face Boaz în acea zi? Când Boaz i-a spus celelalte rude despre pământul care trebuia răscumpărat, acela a răspuns că îl va răscumpăra. Nu știa că a se căsători cu Ruth și a-i oferi pământul fiului ei face parte din înțelegere. Ce a spus când a auzit asta de la Boaz? Versetul 6 din capitolul 4. Și cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns:
Nu pot să o răscumpăr pe socotela mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea. Ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Apoi, Boaz a făcut o ceremonie interesantă. Era ca și cum ar fi semnat act important. Haideți să ascultăm despre lucrul acesta, versetele 7 la 9. Odinioară în Israel, pentru întărirea unei răscumpărări sau a unui schimb, omul își scotea încălțămintea și o dădea celuilalt. Aceasta slujea ca mărturie în Israel. Cel ce avea drept de răscumpărare a zis dar lui Boaz, cumpăr-o pe socoteala ta, și și-a scos încălțămintea. Atunci Boaz a zis bătrânilor și întregului popor, voi sunteți martori azi că am cumpărat din mâna Naomi tot ce era a lui Elimelec, a lui Chilion și a lui Mahlon. Bătrânii și poporul au fost de acord că pământul aparținea acum lui Boaz. Știau că aceasta promitea că se va căsători cu Rut. Când Rut a avut primul fiu, l-a numit Obed. Femeile din Betlehem s-au bucurat alături de prietena lor Naomi. Ce au spus ele și ce a făcut Naomi? Versetele 14 la 16. Femeile au zis Naomi, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a născut nora ta care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Nimeni nu știa că micul Obed avea să fie bunicul regelui David. El va fi de asemenea strămoșul celei mai importante persoane care a trăit în orașul Betlehem, unde Boaz răscumpărase pământul lui Naomi. Cine este acea persoană? Da, Isus. El va fi marele răscumpărător care va plăti prețul răscumpărării noastre din mâinile nelegiuitului Satana. Și la sfârșit va reînnoi pământul și ni-l va dărui pentru veșnicie. Gândește-te, murind pentru noi, Iisus a plătit deja prețul răscumpărării din mâinile nelegiuitului Satana. Curând, El va reveni să ne ia acasă pentru a fi cu El. La sfârșit, îl vom vedea făcând pământul nou și frumos și El va locui pentru veșnicie cu noi. Ești bucuros că putem alege să îi aparținem Lui? Nu uita, El te-a răscumpărat din mâna lui Satana. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!